așa cum spunea și colegul meu, oameni care au cântat pe scene mari din Europa și din lume, să vină și pe scena noastră. Adică, în ultimii ani am constatat o repetitivitate în ceea ce privește partea artistică și au fost oameni care s-au tot perindat anual. Iată un caz pe care îl spuneam mai devreme, maestrul Roșanischi, care nu a putut veni, a fost frecvent pe scena filarmonică și a dirijat. Maestrul Walter Atanasi nu a fost niciodată la pupitul dirijorului. Și atunci, ușor, ușor, acolo unde eu voi putea să-mi aduc aportul ca manager, deși, așa cum vă spuneam, stagiunea era deja pregătită, eu am găsit-o deja pregătită de birou de coordonare artistică, n-am dorit să mă implic acolo, pentru că au fost deja contactați oameni, au fost programați și atunci nu puteam eu să vin, domnule, eu sunt nou și eu tăi și spun. Vreau și am dat un mesaj de unitate în instituție, pentru că știm cu toți că au fost ceva probleme și vreau ca, începând de la momentul semnării contractului de management, ca tot ceea ce a fost rău să rămână în urmă și tot ceea ce este bun să ducem mai departe. Ați constatat lucrurile astea din postura de cetățean simplu al Craiovei, pentru că, din câte știu, formația dumneavoastră este de teolog. Știu că ați conchetat cu politica, ați candidat la funcția de primar. Aveți o informație corectă, dar nu totală. Sunt absolvent al Facultății de Muzică din București, la Universitatea Națională de Muzică din București. În anul 2011 am finalizat școala doctorală cu o teză în muzicologie. Dacă vreți să vă spun și titlul, pot spune. Hipostaze actuale ale categoriilor ocazionale din perspectiva fenomenului folcloric muzical vocal autentic. În 24 iunie am susținut public teza de doctorat la Universitatea Națională de Muzică din București. Din 2007, de la 3 octombrie, deci de peste 10 ani de zile, sunt cadru didactic universitar la Departamentul de Arte din cadrul Universității din Craiova. Că paralel cu studiile muzicale am făcut și teologia, aveți perfectă dreptate. Am cochetat și cu politica, nu mă ascund de acest lucru, este publică treaba. Însă, la momentul în care s-a finalizat campania electorală pentru alegerile din 2016, am decis, într-o consultare directă cu mine, să pun stop acestei activități. Sunt tot de cariera universitară, cât și de proiectele mele personale. La acel moment, nici măcar nu mă gândeam că mă voi înscrie cumva la concursul de management pentru Filarmonica Otria din Craiova. Așa că, informațiilor corecte. Nu vreau mă văzut la Filarmonica, dacă am întrebat, nu eu. Nu m-ați văzut la Filarmonica. Ca știmul răit, dar oricum cred că am fost mai des decât dumneavoastră de asta. Cel puțin în sala de spectacol de aici. De ce v-ați dorit această funcție? Poate că aveți dreptate, pentru că la momentele din stagiunile trecute, aș fi așteptat și eu ca managementul trecut să lase anumite invitații sau anumite bilete studenților noștri. Vă mai spun încă un lucru, ca să fiu la sentimentul noastră. Nici studenții noștri de la Departamentul de Arte nu erau prezenți în sală. Însă acum, având o legătură directă cu Departamentul de Arte, am să creez un cadru legal ca toți studenții noștri să fie prezenți în sală. De ce v-ați dorit această funcție? Aveți ceva de demonstrat, de adus nou? Consider că, din punct de vedere al carierei mele muzicale, a venit momentul sau am ajuns la o maturitate unde pot să mă duc aportul și în ceea ce privește managementul instituției publice de cultură. Este pe site-ul primăriei, este pe site-ul Universității din Craiova, CV-ul meu. Deși dumneavoastră ați fi putut citi CV-ul meu înainte de a mă întreba doar dacă am studii teologice. Că eu, împreună cu studenți și post-studenți ai mei de la Departamentul de Arte, în anul 2013 am înființat un ansamblu folcloric care se numește și care va funcționa, nu cu mine la conducere, dar cu altcineva, strict pentru a mă preocupa de promovarea ceea ce înseamnă cultura românească. Când mi-am finalizat cursurile de manager cultural de la Ministerul Culturii, proiectul meu s-a numit Ansamblul Folcloric Doina Otemii Craiova.
Și puteți vedea pe pagina de Facebook, Nadu Lumea, că această structură chiar a făcut 3 spectacole. Anul trecut am făcut un spectacol în memoria maestrului Gheorghe Iocra, unul din marii folcloriști ai României. Ne-am oprit, pentru că, așa cum spuneați, am fost implicat în politică și timpul nu mai îmi permitea. Nu vreau să demonstrez nimic de mine. M-am înscris la acest concurs dintr-un singur considerent. Mulți oameni și mulți muzicieni din această Craiova m-au sfătuit să mă înscriu. Și atunci am analizat, m-am gândit, mai trebuie să precizez încă un lucru. A fost singurul dosar admis, întrucât în 2013, perioada noiembrie-decembrie, am finalizat cursul de manager cultural la Centrul de Pregătire Profesională în Cultură de la Ministerul Culturii. O condiție obligatorie, dacă vă uitați pe site-ul primăriei, pentru a-ți depune un proiect de management. Au mai fost 2 colegi din Filarmonică care au depus sau și-au exprimat dorința de a se înscrie și le-a fost respins dosarul scris pe acest considerent. Planul dumneavoastră de management cu care ați studiat concursul poate să fie, poate fi consultat? Da, este public. Și pot să spun că am obținut o notă cu care mă mândresc și nu o consider mică. Este nota 8. Totodată trebuie să știți, public am fost întrebat, am avut și un contracandidat, pe domnul Mihai Ștefănescu, fostul manager al Filarmonicii de Vâlcea. Ca o întrebare retorică, dacă tot mergem pe același ton, predecesorii mei, 2 actori, au obținut nota 10 la concursurile de management. Eu doar nota 8, cu care mă mândresc. Alte întrebări? Pe ce perioadă ați semnat contractul? Pe 3 ani. A fost scos la concurs postul de 5 ani, însă comisia de concurs a recomandat ca întocmirea proiectului de mele contractul de management să fie pe 3 ani. Probabil că din cauza notei mici. 8. Da, cu permisiunea dumneavoastră, domnule director, fără falsă curtoazie, vă urez succes, pentru că succesul dumneavoastră ar însemna și succesul instituției. Acestea e reprezentativă pentru Oltenia. Și după acest scurt preambulan, să vă întreb, de ce considerați, prima întrebare, de ce considerați că instituția a fost atacată, punându-vă și dumneavoastră, dar și instituția, postura de victimă, deoarece nu cred că ați avut suficient timp să înțelegeți dacă acele lucruri prezentate de presă sunt atacuri sau chiar reflectă fapte reale petrecute în Filarmonie. Și iar pot continua, dar și poate întrebări, dacă doriți să vă răspund. Să vă răspund la această întrebare. Chiar dacă nu am fost văzut frecvent în sala de concerte, asta nu înseamnă că eu nu am fost cuprins de realitățile culturale din orașul Craiova. Nu vreau să fiu nicio victimă și nu am venit aici să mă victimizez. Ce știu foarte, foarte bine ceea ce se întâmplă în instituție. Nici nu vreau să intrăm într-o zonă tocmai ok, să dăm detalii din interiorul instituției. Consider că plecăm de la un moment de zero, iar din 18, de când am semnat contractul de management și până în prezent, credeți-mă că am avut 8 ore în care am stat și am ascultat pe toată lumea din instituție. Nu am niciun parti pris cu nimeni acolo. Poate că asta a fost și dorința conducerii, să vină cineva din exterior. Probleme au fost. Și dumneavoastră presa le-ați cam sesizat. Însă cred că e momentul să stopăm orice lucru negativ din trecut și să mergem mai departe. Instituția am plinit sau împlinește 70 de ani de existență și cred că este o instituție de referință în Oltenia. Imediat după ce am fost declarat admis, am primit telefoane din regiunea Oltenia
mi s-a adus la conștiință că, pe lângă prietenia care mă leagă cu diversi viceprimari și primari din Oltenia, voi avea obligația morală să fac mini-stagiuni și în celelalte orașe, pentru că chiar viceprimarul de Bujuri mi-a spus să nu uiți de Filarmonica, se numește Oltenia. Deci va trebui să vii și la noi de Bujuri, unde este un vid de muzică clasică și vocală, simfonică și vocal simfonică. Când ați spus, e momentul să se opere, să se pună capăt, să se stopeze. Vă referați la faptul că e momentul să se stopeze dezvăluirea în presa acestor realități sau să se stopeze acestea, să se stopeze exilul acestor realități? Nu, voastră aveți libertatea să scrieți ce doriți. Eu vorbesc de oameni din instituție care în momentul ăsta fac anumite demersuri nu tocmai profesionale și colegiale. Mai trebuie să mai adaug că noi, în momentul de față, suntem într-o reorganizare, întrucât vechea conducere a supus spre aprobare Consiliul Local și Primăriei Preobă un nou organigram. Însă lucrurile de atac la adresa instituției au fost mai mult din interiorul instituției. Orchestra, vioara întâi, pionul principal al aceste instituții, atunci când veniți pe scaunul în sala de concert, primul contact îl aveți cu orchestra, da? Mi-au solicitat la adunarea generală, în momentul în care am venit ca manager, să nu uit că această instituție are o vechime foarte mare și că trebuie stopat orice atac și că instituția trebuie să funcționeze la parametrii maxim. Mi-au luat angajamentul față de dânsii. Pe ceea ce mă privește, nu voi căuta decât să aduc profesionalism în această instituție. Din ceea ce am luat la cunoștință până acest moment, vă asigur că ilegalități în instituție nu sunt. De asta am venit alături de mine, în fața dumneavoastră, atât cu doamna juristă, cât și cu doamna contabilă. Deși sunt subordonații mei direct și am luat la cunoștință de toate aspectele instituției. Dacă vreți... Această nouă organizare presupune și o serie de disponibilitate? Nu. Există o reorganizare, dacă vreți să discutăm până la cap, în viziunea managerului anterior, managerului interimar, domnul Dorin Măciucă, a avut o viziune prin contractul de management pe care nu îl poate lua nimeni, așa cum și eu, poate vin cu o nouă viziune și schimb organigrama, este dreptul nostru, este vorba de trei persoane care nu au fost disponibilizate, deci să vorbim în termenul clar, ci noi, deși legea nu ne obligă, lucru care poate să-l confirme și doamna juristă și doamna contabilă, moral, le-am oferit alte costuri. Ca atare, una dintre cele două doamne care a primit preavizul legal, a și acceptat postul de economist în cadrul noului serviciu. Vă putem mai avea? Mai vreau o altă întrebare. Ați preluat o instituție, am citit proiectul dumneavoastră de management, dar dincolo de anonimitatea celor lucruri firește cumplite de management, în oglindă, ce vă propuneți dumneavoastră să schimbați din ce ați găsit în instituție, pe la ansamblu, judecând lucrurile, din ce au făcut managerii anteriori, mă refer strict la ultimii doi manageri, și vă propuneți dumneavoastră ca puncte majore. Păi cred că am răspuns mai devreme la ceea ce îmi doresc eu foarte, foarte mult. Este adevărat că în ceea ce privește acest aspect sunt la momentul în care cercetez și vreau să văd tot ceea ce s-a întâmplat. Vă dați seama, sunt de 18, sunt 11, 12 zile de când am preluat managementul. Îmi propun ca această instituție să primeze profesionalismul, atât la orchestră cât și la cor, să fie o comunicare între toate serviciile, toate departamentele filarmonicii, cât și disciplinele.